Bună ziua, bine v-am găsit. Ne găsim astăzi la Cluj, la Târgul de Agricultură, la standul revistei Ferma, și vom purta o discuție, o sper o discuție liberă, despre creșterea și exploatarea păsărilor în mica gospodărie agricolă. De fapt, despre oportunitatea de a dezvolta o mică afacere pe lângă mica gospodărie. După cum observați pe imaginile de pe monitor, sunt diverse situații, diverse imagini din ferme, din mici ferme de creștere a păsărilor, a puiilor de carne și a găinilor rotoare, în sistemul de creștere free range și în sistemul de creștere tradițional. Multă lume o să întrebe de ce nu ecologic, de ce nu intensiv, de ce free range și de ce în sistem tradițional. Din punct de vedere al business-ului, al afacerii, dacă dorim să facem o afacere mare, intensiv, atunci avem nevoie neapărat de o sumă deosebită de bani. Dacă dorim să facem o fermă în sistem ecologic, atunci ne adresăm cu un produs pe piață, pe un produs pentru oameni care au bani. Alternativa micului crescător și a mijlociului crescător este de a crește în sistem free range sau sistem liber. De fapt, este o îmbinare între cele două tehnologii de creștere, între sistemul intensiv și sistemul ecologic. Marele avantaj al acestui sistem de creștere este investiția inițială în echipamente, în adăposturi, o investiție mică. Această investiție ne garantează pe viitor o recuperare rapidă a investiției și, în primul rând, o profitabilitate. Al doilea avantaj al acestui sistem de creștere free range și tradițional ar fi adresabilitatea produsului către o categorie mai mare de consumatori, deoarece se încadrează ca preț între, cum am spus mai devreme, între produsele clasice industriale, puiul de carne care îl găsim la magazin, și produsele eco. Un al treilea avantaj, se utilizează furajele existente deja în ferma crescătorului. Deci, în aceste sisteme de creștere și exploatare a păsărilor, cam 60-70% din furaje sunt cereale. Cereale pe care micul gospodar, cu 1, 2, 3 hectare, deja le deține. Primii pași pe care trebuie să-l facă un crescător este, în primul rând, să vorbească cu medicul veterinar de pe zonă. Al doilea pas, să se intereseze potențiala piață de desfacere din această zonă, din zona respectivă. Pe această temă sunt diverse discuții, în funcție de localitate, sunt diverse opinii. Ai voie în localitate să crești, nu ai voie în localitate să crești. Dar ca să menționăm, aceste distanțe față de ultima casă, care e precizată prin legislația națională, este o distanță recomandată. Deci, în momentul în care mergeți la viză și o să vă spună 500 de metri la ultima casă pentru exploatația de păsări, în general este destul de nejustificată tehnic. Asta ar fi primul pas din punct de vedere legal, să mergeți la autoritatea veterinară. După aceea ar fi să studiați tehnologia de creștere. Față de sistemul clasic de creștere, sistemul intensiv, din punct de vedere alimentației, nu diferă deosebit de mult. Avem nevoie, în primul rând, să asigurăm microclimatul în adăpostul de păsări. Microclimatul se poate asigura printr-un sistem semi-automat, ceea ce înseamnă un volum de muncă mult mai mic. Furajul se poate face în propria fermă și atunci dumneavoastră veți putea scădea costurile de producție. Asta ca o idee generală despre aceste sisteme. De fapt, aceste sisteme au apărut ca niște răspunsuri pentru a proteja micul și mijlociul fermier pe piața comunității europene. Aceste produse sunt produse de nișă, deci carnea obținută pentru puii de carne în sistem tradițional sau ouăle notate cu cifra 1, ouă obținute în sistem free range, sunt produse de nișă. Niciodată pe aceste produse nu o să aveți o concurență acerbă. Pentru că, datorită condițiilor care trebuie respectate, și aici ne referim la acel spațiu exterior, datorită condițiilor, nu poate apărea niciun fermier mare cu 100.000 de găini ouătoare sau 100.000 de pui de carne.
Dar ca să începem cu începutul, pentru găini ouătoare, cu acea cifră 1, au fost dezbaterile acele intense, cu oul stresat, oul nu este stresat și așa mai departe. Din punct de vedere tehnic, nu există găină stresată. Dacă ar fi găina stresată, nu s-ar roa. Din al doilea punct de vedere, pentru a obține produsul acesta cu cifra 1, avem nevoie de 4 metri pătrați pe cap de pasăre în exterior, iar în interiorul adăpostului avem nevoie de 1 metru pătrat la 9 găini. Din punct de vedere tehnologic este foarte simplu. În interiorul adăpostului întâlnim cuibarele, avem stinghile de odihnă, avem sistemul semi-automat de furajare și adăpare, iar în imagine aveți imagini din padoc. Ca și o investiție aici, ce vedeți dumneavoastră, aici sunt imagini din adăpost, cu sistemul de furajare și adăpare, un sistem deosebit de simplu pe care fiecare poate achiziționa. Singura chestiune care îl trebuie luat în calcul, trebuie făcut raportul calculat câte găini pe hrănitoare, deci de a asigura frontul de furajare și frontul de adăpare. Din punct de vedere al luminii, lumina trebuie asigurată minim 16 ore pe zi și atunci nu aveți probleme cu ouatul. Cam acesta este sistemul de creștere cu cifra 1 a găinilor în sistem liber. Deci nu este ceva extraordinar de complicat, de complex. Nu mai trebuie foarte multă răbdare și atenție și o îndrumare corectă din partea unui tehnolog.